Fracțiunea Partidului Socialiștilor, în semn de protest, a părăsit sala ședinței în plena Parlamentului, dat fiind că a fost luată decizie de către plenul Parlamentului că acest miliard furat din sistemul bancar să rămână în continuare pe seama cetățenilor, pe seama bugetului și a fost esențial majorată datoria de stat. De ce noi nu putem să acceptăm acest lucru? N-au acceptat propunerea președintelui de a fi anulată această lege care a pus miliardul pe seama cetățenilor și să a fi găsit altă soluție, de ce noi nu o să avem altceva de făcut decât să mergem să solicităm opinia poporului. Poporul și-a ales președintele, nu așa cum spune fracțiunea liberalilor că este președintele vostru, este președintele majorității populației, care 52% a votat pentru președintele acestui stat. Și cel puțin din punct de vedere de respect pentru o instituție prezidențială, trebuie să avem o stimă și să încercăm să spunem, nu acela reprezintă poporul care a luat în aceste alegeri prezidențiale nu mai mult de 1%, dar acela care a câștigat încrederea majorității populației.